Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Vă anunțam în promo că avem emisiunea cu numărul 100. M-am apucat eu să număr puțin emisiunea, nu știu de ce, și mi-am dat seama că această emisiune este cea cu numărul 100. Și atunci, ca orice emisiune specială, am spus că merită și un invitat special, chiar dacă vorbisem de mai multă vreme cu el. Dați-mi voie să-i spun bună seara lui Cristian Barbosu. Bună seara, Cristi. Cristi sau Cristian? Cum vrei tu, Flavius. Mă bucur să fiu cu tine aici. Bună seara ție și celor care ne urmăresc. Bine ai venit. Probabil că puțină lume este cea care nu știe că invitatul meu, Cristian, este pastor al bisericii Harvest, una dintre, sau poate chiar cea mai nouă și mai modernă biserică construită în Arad. Dar înainte să ajungem la această nu știu dacă se spun acest job, această meserie, această vocație pe care o practici, am să fac așa o scurtă introspecție în memorie cu tine, pentru că vreau să vedem cum erai ca și copil, ca și tânăr, să ajungem așa încet, încet până la Cristian Barbosu de astăzi. Și înainte de toate aș dori să întreb pe tine, cine ești de fapt, Cristian Barbosu? Cum te-ai caracterizat singur? Mai sunt un arădean, asta garantat 100%, bunici din Secusigiu și din Curtici, născut în Arad, crescut în Arad, revenit în Arad, pasionat de cărți, munte, filme și evident de pasiunea mea verticală de Dumnezeu, dar un om care vrea să trăiască în prezent cu speranță pentru viitor. Pentru că te văd așa cum îmi place să îi știu pe cei care se uită la noi cu zâmbetul pe buze. Aproape în permanență discuțiile au fost așa foarte relaxate cu zâmbetul pe buze. Cum ai fost ca și copil? Măi, pot să zic că am avut o copilărie ok, deși ai mei divorțaseră când eu fusesem 2-3 ani și am crescut cu bunici și mama urmând conservator la București, să știi că n-am simțit absolut nicio lipsă. Din contră, chiar m-am bucurat să am o copilărie faină, cu prieteni, cu distracții, cu o școală faină în Curtici. M-am mutat în Arad la 13 ani, la ceea ce era pe vremuri Miron Constantinescu, acum e Ghiba Birta. Și nu pot să spun că am avut o copilărie cu probleme sau cu traume sau cu incidente, accidente și așa mai departe. Suntem de aproximativ cam același leat. Cam toți din generația noastră își aduc aminte cu bucurie de acea copilărie pe care unii o descriu plină de lipsuri, că nu aveai una, nu aveai de alta, pe lumea Ceaușescu. Dar eu cred că aveam parte de multă fericire în perioada aia. Multă fericire. Stăteam la coadă la pită și primeam pâinea așa semi-neagră, sâmbăta, normal cu cartelă. Da. Și una dintre cele mai mari fericiri, dar un fel de mix feeling din ăsta, sweet and sour, era că până acasă mâncam jumate din ea și știam că bunica mea o să ia lingura de lemn și o să mă fugărească. De ce am îndrăznit să mănânc o pită moale caldă? Pentru că ea tot timpul ținea pentru 2-3 zile și după aceea ne dădea din ea ca să nu mâncă mult. Așa că era o aventură. Ceva în genul ăsta făceam, mă trimiteau după sifoane. Nu știu dacă îți mai aduce aminte. Cum să nu? Și pe când ajungeam cu sifoanele în fața blocului, toți prietenii mei erau însetați și ajungeam sus cu o treime din sifon, așa, îl lăsam jos și o fugeam repede. Corect. Da. Altfel de copilărie am avut noi decât au cei de acum. Nu știu dacă mai frumoasă sau nu, dar în orice caz mai liberă puțin, probabil. Uh-huh. Ca adolescent, o luăm încet. Ai fost un adolescent rebel, te-ai înscris în acea caracteristică a adolescenței? Mai uitându-mă în urmă, nu pot să zic că am fost un adolescent rebel, dar adolescența în sine este o rebeliune. Exact. O numesc eu arta de a îmbrățișa un cactus. Pentru că mai ales că tocmai am două fete care au ieșit în adolescența, a treia care acum intră în adolescență, știu despre ce vorbesc. Nu te plictisești. Exact. Dar am fost atras de ceea ce adolescenții erau atrași. Și în vremea noastră, că mai țin minte, erau trei, să zic așa, modele sau erau punkiști, erau depeșiști și erau metaliști. Rockeri. Și da. Acum undeva în astea trebuia să te, da, cumva să te atașezi.
Și evident eu m-am dus între metaliști, pentru că ceilalți pentru mine erau discoteci, nu mă interesau, dar metaliști erau oamenii ăia care... Da. Făceam mișto de Modern Talking pe vremea aia și ne plăcea Metallica, da? Exact. Da, frumos, ce vremuri frumoase. Îmi spunea, apropo de arta de a îmbrățișa un cactus, îmi explica, soția mea îmi spunea că atunci când ai adolescenți în casă, e bine să-ți cumperi un câine, cineva să se bucure când te întorci acasă. Dar și copiii mei au ieșit din adolescență, așa că am trecut peste toate astea, toată lumea trece până la un final. A urmat armata. Faci parte din acea generație care a făcut armata. Eu am fost generația care a prins ultima tură de un an și 4 luni. Eu prima tură de un an. Așa. La Revoluție, da. De ciudă, ca să nu fim ca bibanii, adică ca voi, da? Noi în masă am hotărât să dezertăm cu o zi înainte de eliberare, tocmai ca să nu ce fim chiar atât făcut, de... Da. Da, am prins armata, vreau să mă trimite la... Asta era visul meu și credeam că o să ajung acolo la vânător de munte, pentru că în adolescență îmi plăcea foarte mult muntele, deși crescut la câmpie. Acum o să zic, unde era? La Secuzi sau la Curtici era munte? Zic, maica mea fiind profă de muzică, mergeam foarte multe tabere în vremea aia și multe erau la munte și de mic oarecum s-a infuzat în minte dragostea asta pentru munte și pasiunea mea a fost întotdeauna muntele. Cu cât e mai sus, cu atât bag mai tare și fusesem deja pe multe piscuri din România și am zis că mai probabil la vânător de munte, cu experiența care o am și e da de unde m-au trimis la Diribau, la munci. La munci. Da, da. Am scăpat de rovinari, eram prima dată să fiu chiar aici, peste drum de studio vostru, la centrul de recrutare. Scuze-mă, la munci erau trimis cei cu origini nesănătoase sau cu prieteni neamuri în străinătate? Așa zisi, paraziți ai societății pe vremea comunistă, și anume cei care erau fie cu cazier judiciar sau probleme de genul, fie cu părinți care erau dezidenți politici, fie cei care vreau să treacă fraudulos frontiera, fie pocăiții, fie oameni indezirabili societății și regimului de atunci. Da. În cazul meu, probabil că a fost un mix de vreo două chestii, bănuiesc. Era perioada în care eu începusem să mă duc serios pe la biserică și da, tu știi cum era pe vremea aia, orice se încerca să se trieze. Da. Și de asemenea, odată înretezat, am găsit un turist german din DDR, aproape înghețat, ne-a prins o avalanșă, ne-a prins o iarnă grea în august, imaginează-ți, o furtună de zăpadă înretezat. Auleu. Și l-am ajutat pe neamțul ăsta care venise fără cort, l-am găsit efectiv lângă Bucura, l-am băgat la noi în cort, l-am fregat cu spir și țuică și din astea ce aveam pe la noi. Și l-am readus la viață oarecum și omul din recunoștință ne-a trimis o vedere din DDR unde ne-a mulțumit. Uite, pentru ce a făcut pentru mine, așa mai departe. Și a fost interceptată și a zis că, domnule, avem legături cu cetățeni străini și așa mai departe. Da. Asta e. Dar m-am bucurat că am ajuns acolo, pentru că, sincer, deși a fost poate cea mai neagră și grea perioadă din viața mea, orice altă încercare în viață mi-o măsor cu ceea ce a fost acolo. Și dacă am reușit să trec prin aia, înseamnă că pot să trec și prin asta. Da, deci ai terminat cu armata la probabil începutul anului 90, nu? Am prins și Revoluția. Am prins în 89, am prins Revoluția în Oradea, am prins-o și am fost eliberat în mai în 90. Corect. Da. Până trecem mai departe, dragilor, știți foarte bine, este în direct, puteți să trimiteți mesaje pe care eu o să le citesc, în care dacă doriți să-l întrebați ceva pe Cristian, o să o faceți, dacă vreți să-l salutați, nicio problemă. Ecaterina Eca spune, bună seara, pacea Domnului, frate Cristian. Marius Murgun, cu origini nesănătoase, ne spune și ne trage cu ochiul. Mai departe, s-a terminat cu armata. Ce a urmat în acei tumultoși de început anii 90? Exact. Nebuni anii 90, de fapt. Mai pentru mine a fost un fel de... tornadă, nu știu cum să o numesc, și la nivelul sufletului meu și la nivelul anilor adolescenței, pentru că erau anii aia în care
vroiai să ajungi la facultă, să te afirmi, să faci ceva. Pe de altă parte, fost ani în care eu am avut mari cercetări interioare în sufletul meu vis-a-vis de credința mea în Dumnezeu și au fost niște lupte pe care le-am dat cu mine însumi. Și ca să vezi un pic simțul umorului sau a ironiei celui divin, am ajuns să lucrez la Vama Nădlac. Am vrut să dau la drept și ca să pot să totuși să am niște bani, am zis, mai între timp se dădeau niște examene pentru prima tură de vameș de după comunism și așa am ajuns la Vama Nădlac. Am intrat în anii 90 când era the golden age, da, cozile de 24, 36 de ore, coadă până la Maco. Da. Da, nu erau legi, nu eram legea, deci... Dar și a fost o oarecare luptă pentru mine, pentru că adevărul e câștigai foarte mult și erai oarecum văzut într-un anumit fel de societatea care în perioada respectivă căuta în special chestiile materialiste, dar pe de altă parte în sufletul meu eram oarecum dat peste cap și întors pe dos, pentru că era o incompatibilitate între jobul meu de atunci și valorile și credința pe care încercam să mă apropii de ea. Deci și... în cărțile sfinte nu sunt prea bine văzuți vame. Păi și... tocmai. Acum Matei, da, unul dintre ucenicii Domnului, l-a scos, da, de la vamă și cam așa m-am văzut și eu, știi, scos de acolo, că în acei ani m-am și botezat în Biserica Baptistă din Curtici, dar au fost niște ani unde, într-adevăr, a trebuit să mă aleg foarte bine bătăliile și cursul vieții mele. Așa e. Înainte să mergem mai departe, ți-a fost vreodată pusă la încercare credința? Cum să nu? Mi-a fost încă din armată, pentru că la un moment dat, când ajunsesem la munci, știind că probabil unul din motivele pentru care am ajuns acolo e și faptul că vreau să mă apropii de Dumnezeu, vreau să mă duc la biserică, eram interesat de cele sfinte, îmi puneam întrebarea, Doamne, adică eu mă apropii de Tine și asta e răsplata ce mi-o dai, adică, dar întotdeauna în întunericul acestei vieți, Dumnezeu are modalitatea Lui de a-ți spune că e acolo lângă tine și imaginează-ți, singurul coleg din clasă care era, să zic, credincios și era credincios, să zic, autentic sau mai serios, să zic, da, așa, eu a fost colegul meu de bancă. Și un om care l-am admirat foarte mult pentru credința lui și știi un visele alea din tinerețe, băi ce fain ar fi să fim noi în armată împreună. Și fii atent, în 20 ianuarie 89 pe o la platformă enormă, vreo 5.000 erau încorporați, era batalionul din Oradea, îmi strigă numele, trec peste el încă câteva sute și la un moment dat strigă și un nume identic cu colegul meu de bancă. Și eu din curiozitate zic, hai să mă uit să văd, cu cine are numele? Și că era el, dar fii atent. Exact în aceeași companie, în același pluton, în aceeași grupă, eu eram numărul 2, el era numărul 3, eu dormeam deasupra, el dormea sub mine. Înțelegi? Ei, și în vremurile alea, când credința mea a fost foarte încercată, el era lângă mine acolo, hei, mă rog pentru tine, hei, nu te lăsa. Cum să spun? Fantastic. A fost acolo, știi? Și aia nu mai poți să zici că a fost coincidență, știi? A fost providență. Coincidența merge până la un punct, cred exact. Eu. Exact. Și după aia începe providența. De fapt, dacă e să ne uităm mai mult, e providență care noi o numim coincidență. Da. Corect. Bun. Ai fost vameș. Ai plecat de la vamă. Da, am plecat de la vamă pentru că în perioada respectivă, nu că aș fi vrut eu să plec, deși, cum am zis, aveam luptele astea interioare, dar în perioada respectivă mi s-a deschis o ușă, din nou, coincidență, în 91, când tu știi cum era vremul în 91, să fac niște studii prin corespondență, studii teologice cu o școală din Chicago. Și am început să învăț engleză, am început să mă conectez cu ei. Ei, în verba celor ani în care cortina de fier s-a dat jos și așa, ăștia mi-au dat o bursă să vin efectiv ca student la zi. Și în momentul respectiv am zis, băi, nu se poate, adică n-am neamuri, n-am pile, nu cunosc pe nimeni, totuși e o școală în state. Măi, Dumnezeu mi-a deschis niște uși și am ajuns la școala respectivă, așa că am lăsat vama
Și m-am dus direct la școală, la într-un seminar teologic, să-l numesc așa. Ceea ce și pentru mine a fost un șoc, sincer zic atunci. Cred că ar trebui să introducem într-o fel de carte a recordurilor singurul vameș care a plecat la școală din vameș. Adevărul e că am avut colegi faini, chiar oameni faini în perioada respectivă și chiar ei să știi că au contribuit la plecarea mea, pentru că în vremea aia era o lege, nu știu dacă tu mai ții minte, datorită instabilității noastre, ca vameșii, cei care lucrează în poliție, cadrele militare și așa, pentru o perioadă de timp să nu părăsească țara. Și da, exact atunci trebuia eu să plec. Și șeful meu de tură, i-a adunat pe toți din tură și a zis, măi, dacă eu aș avea un copil și ar avea oportunitatea asta, noi nu știm cât ține legea asta, dar, hei, și s-au pus și au semnat o hârtie și au zis, măi, dacă e să-l pedepsiți pe el, ne băgăm toți împreună. Și pentru mine a fost... Foarte frumos. Foarte frumos. Da, foarte fain, foarte fain, da. Foarte frumos. Sunt gesturi mărunte la o adică că exact. Aveau desemnat o hârtie, nu aveau de făcut o donație de organe, da? Și totuși un gest ăsta mărunt îți poate schimba destinul la un moment dat. Așa e. Cât de bine stăpânea engleza dacă ai ajuns să studiezi în Statele Unite? Mai sincer, nu stăpâneam destul de bine. Din contră, eu m-am mirat că am ajuns acolo. Știi, aici iarăși vine cealaltă latura... Cu mine când vorbești, vorbești pe două niveluri. Bă, știi, e și cineva acolo care mai, din cât de cât te mai mișcă, așa, ca un pion, știi? Eu așa mă văd, pentru că am ajuns acolo și în primul semestru, colegul meu de cameră venea și vorbea cu mine și îmi spunea, table, asta e table, astea-s glasses. Și așa am început să studiez efectiv engleza... Din mers, să o numesc așa, ironia face că în ultimul an, când am terminat școala și am luat diploma, imaginează-ți că n-au putut să-mi dea diploma pentru că eu nu dădusem examenul TOEFL, care se dă la orice școală că merge în America, nici până astăzi eu nu știu cum de ei nu mi-au cerut mie. Ei se mirau. Cum am putut să fac 4 ani de zile fără să n-am TOEFL? Și l-am dat în al 4-lea an înainte de a absolvi. Fantastic. Pentru că nu puteai să intri fără de cum? În computer nu puteau să bage... Da. Și de-aia zic că întrebarea ta a fost interesantă, pentru că chiar s-a întâmplat în viața mea. Chiar mă uit așa retrospectiv, zic, wow! Să nu zici că la școală ai făcut franceză și rusă. Cam asta se făcea atunci. Nu, am făcut franceză și engleză. Engleză, e adevărat, dar tu știi cum era. Da. Mai ales că, imaginează, m-am căsătorit și cu o franțuzoaică și 7 ani de franceză, profa mea de franc, eu stăteam pe primul rând... Adică devine interesant deja. Pe primul rând, în prima bancă, pricepi, acolo eram eu și ăștia aveau probleme cu doamna de franceză și aruncau cu cotoare de măr în ea. Și la un moment dat m-a lovit cotoare de măr pe mine și l-am luat în mână și m-am întors către ei, bă, cine o dat? Și s-a întors profa. Și atunci ea, i-a venit ideea, ăsta e ăla care în fiecare oră dă cu... Și imagine la fiecare oră de francez cum intra în clasă, barbosul, afară. Bun. Când m-am căsătorit cu o franțuzoaică, zic, ok, franceza mea. Da, interesant. Da, la ora de franceză când trebuie să spun, scuze-mă, je suis en retard, când întârzi și îmi spui, eu nu pot să spun așa ceva. Corect. Bun, continuăm. Unde ți-ai cunoscut soția acolo în Statele Unite? Da. Școala unde am ajuns era o școală foarte renumită pentru a pregăti și trimite misionare în alte țări ale lumii. Soția mea, franțuzoaică fiind, din Strasbourg, părinții ei, taică, socrul meu a fost medic și este încă, el, după ce și-a terminat universitățile din Strasbourg și așa mai departe, a plecat în Ciad, în Africa, una dintre cele mai sărace țări ale Europei, în 74. Și 10 ani de zile, soția mea a crescut în Africa, împreună cu ei, în câmpul de misiune. Ce interesant. Prima dată când am venit cu ea în România, am trecut de Nădlac și se lumina așa un pic un alt câmp de misiune. Am ajuns în Pecica și eu. Să întreb, zic, draga mea, poți să-mi spui, te rog, că am așa prima ta impresie despre România, despre, uite, zice, păi e ca și un sat mai dezvoltat din Africa, dar zice, iau ca și compliment, ok, nu uita, era 92, 93, atunci când încă erau cozi la benzină. Da. Deci acolo ne-am cunoscut, ne-am căsătorit eu, care ți-am zis că iubesc Aradul și România, am zis, nu, trebuie să mă căsătoresc în România. Și am venit și mi-am căsătorit în Curtici, nunta am făcut-o aici în Arad, cu tăiței făcuți acasă, plăcintele în lădiță de părădeici aduse, înțelegi? Deci, bine, când spui ăla Curtici, spui părădeici, în mod normal. Corect, nu avem cum altfel. Da, deci suntem căsătoriți de 30 de ani.
Mulți înainte. Așa, mulțumesc. Comunica, am învățat limba română între timp, mă gândesc. Băi, am învățat, nu de la mine, nu de la mine, dar am învățat-o și am învățat-o chiar bine. Chiar bine. Da. Și, de curiozitate, copiii, câte limbi vorbesc sau în ce limbi comunicați cu copiii? Deci noi avem trei fete care vorbesc în trei limbi. Având în vedere că eu mi-am continuat studiile în America, încă trei școli am făcut acolo, inevitabil, una dintre fete s-a născut acolo, a doua s-a născut în România, dar m-am dus să fac doctoratul, iarăși am dus-o acolo. Inevitabil au fost oarecum forțate de împrejurări să învețe limba engleză, dar eu cu Ana am vrut de mici cumva să le învățăm limbile noastre. Și sunt studii care spun că dacă un părinte vorbește limba celălalt, oarecum copilul nu face un amalgam, ci din contră știe cum să-și preseteze. Și așa au învățat cele trei limbi. Se spune că folosește copilul altă parte a creierului dacă învață o limbă de mic, nativ, decât dacă o învață mai târziu. Și e vorba de sunet, de pronunție, de h la francez, de wow la american, de La unguri. Exact. Sau râu la român. Da. Bun. Hai, înainte să continuăm, au mai venit câteva mesaje. Cristi Rațiu, Domnul să vă binecuvânteze. Nelu Iovescu, bună seara, emisiune plăcută. Iga Ștraian Constantin, vă salut. Îl salutăm și noi pe domnul ministru. Bun, mergem mai departe. Apropo, înseamnă că prima ta fiică este cetățean american dacă s-a născut acolo. Trei naționalități are. Aoleu. Fiindcă s-a născut în Dallas, s-a primit american. Clar, american, te-ai născut în America, ești american. Soția mea este franțuzoaică, prin mine este româncă. Și așa că la momentul ăsta e ok. Trei sunt destule. Da. Bun. Trei facultăți ai făcut, una după alta? Mai, sau? Trei facultăți, toate pe linie teologică. Adică am terminat Moody Bible Institute în Chicago, după care m-am dus să-mi iau un master, un program de 4 ani în Dallas, după care am revenit în România pentru 4 ani, am lucrat la Biserica Maranata, deci de lângă pod, după care m-am dus să-mi fac un doctorat la Trinity International University, tot lângă Chicago. De aia sunt trei facultăți diferite, dar pe diferite nivele, dar toate sunt pe linie teologică. Da. Apropo de teologică, recunosc, mi-am făcut temele, m-am uitat puțin, te-am stocărit, cum se spune, pe net și am văzut că folosești foarte, foarte mult istoria în predicile tale. Ești pasionat de istorie? Mai, eu consider că orice autor, indiferent că e biblic sau autor român, trebuie înțeles în contextul lui. Și mai ales când vorbesc despre scriptură și pledesc că vrei să te apropii cât mai fidel de semnificația acelui verset, e foarte important să-l înțelegi în context, pentru că Iisus a trăit între evrei, Pavel a scris unor greci, a scris unor romani, sunt multe chestii contextuale pe care ei le adresează în cultura respectivă, provoacă culturile respective. Și de aceea, pentru mine, a fost o pasiune întotdeauna să pot să cunosc contextul ca să pot să înțeleg textul. Pentru că uneori, când nu ții cont de context, textul devine un pretext. Da, cam multe texte în această propoziție, dar am înțeles despre ce e vorba. Crezi că unele traduceri câteodată au fost defectuoase? Mă refer la scrierile biblice. Mai, și-au schimbat din înțelesuri? Mai traducerile, e o foarte bună întrebare. Eu sunt un om care pledează pe două chestiuni când legat de traducerile biblice. Unu, să fie făcută de un grup de oameni. Uite, spre exemplu, Septuaginta, Biblia pe care Iisus a citat-o cel mai mult, înainte de nașterea lui Hristos, au adunat 70 de evrei elenizați, îi numesc așa, care, puși în camere diferite, au tradus Vechiul Testament din ebraică în greacă și s-au pus de acord asupra acelei traduceri care a devenit clasică în vremea respectivă. Sunt oarecum mai subiectiv când e vorba de un singur om să traducă o versiune biblică. De aceea pledez, nu zic că versiunile biblice traduse nu sunt bune. Eu citesc Cornilescu spre mine și îl apreciez pentru ceea ce a făcut. Da. Dar nu e ușor pentru un singur om, pentru că totuși e o carte sfântă, e ceva cu mult și traducele dinamice. Mulți merg pe ideea, trebuie să fie neapărat o traducere cât mai literară. Ei, e adevărat să te apropii cât mai mult, dar, repet, cuvântul care pentru noi reprezintă ceva, în contextul respectiv s-ar putea să fi reprezentat
altceva sau poate un pic mai puțin sau un pic mai mult. De aceea trebuie înțeles contextul și când zic că traducere dinamică e traducerea care când se uite la cuvânt nu-l traduce motamo în limba română, ci se uite la context și găsește cuvântul echivalent în limba română care să cuprindă cât mai mult din interpretarea de atunci. Înțelegi? De-aia sunt niște nuanțe acolo. În fine. De ce? Pentru că am asistat în... nu mai țin minte, în urmă cu câteva luni la o discuție în care se spunea chiar o porțiune mică din Tatăl nostru nu este tradusă corect, acea parte cu nu ne duce pe noi în ispită ar trebui să fie nu ne lăsa pe noi să mergem în ispită. Da și nu. Nu intrăm acum în astea, dar un lucru e cert. Da. Avem peste 24.000 de manuscrise ale Noului Testament vechi. Când zic vechi, înseamnă primele două secole. Deci originalul e acolo. Ce am făcut noi cu originalul în timp și traducerile e cu totul altceva. Ce-i fain acum însă, în epoca tehnologiei și a științei, e că noi putem să avem acces la original și să-l comparăm. Și putem chiar cu tehnologia care îi, nu mai trebuie să te bazezi că citești o carte care a fost scrisă de cineva, care a văzut pe altcineva și ăla i-a zis. Acum te poți duce direct să vezi și să poți să compari. Mai ales că sunt acum online interlinear se numesc, adică ai textul grecesc sau ebraic și ai textul englez sau românesc și vezi exact cuvintele care sunt acolo. Da. Da. Ne ajută uite, tehnologia asta și tehnica în toate privințele și Corect. E foarte bine că e așa. Îmi spuneai că ai lucrat pentru o scurtă perioadă la Maranata, chiar după ce a fost construită, dacă bine... Eu am ajuns în Maranata în 99, biserica s-a terminat repede un pic. Atunci am ajuns, da, în 99 până în 2003, atunci am lucrat la Maranata, corect. Da. Da. Perioadă frumoasă pentru mine, mai ales că mă ocupam de tineri, atunci eram pasionat de tineri, am întâlniri cu tineretul. Da. Bun, ai terminat studiile în America în ce an? Am pierdut puțin așa, cezarilor, da. În 2003 m-am întors până în 2005 să încep programul de doctorat, fiindcă eu mi-am făcut și doctorat de diferite niveluri. Eu am făcut un PhD, se numește. Da. Era un program de 7 ani. 2 ani trebuia să-i faci acolo, pe loc, și după care următorii, disertația și cercetarea, puteai să o faci altundeva, doar ca să poți să mergi să o prezinți din când în când. Și, deci undeva în anii 2005 m-am reîntors în România. Și atunci, să zic, am pus bazele noi sau viziunii pe care s-a transformat în fapte prin biserica care există astăzi, Harvest. Deci ar trebui să spunem doctor Cristian Barbosa. A, bine, acum. E un titlu, e adevărat. Dacă da, e un titlu care corect, e muncit. Și pe care... E muncit, da, da. L-ai obținut în ani de zile, de trudă. Așa e. Bun, ajungem la biserica Harvest. Mm-hmm. Înainte, aș vrea să-mi explici mie ca unui care nu știe. Cum se întâmplă acest lucru? Dacă tu ai o viziune în acest cult în care predici, cultul baptist, tu poți să vii să-ți faci, să-ți iei enoria, să-ți iei oameni și să-i aduci să faceți o nouă biserică cu o nouă denumire? Că am văzut mai multe biserici au fiecare denumirea lor și da, sunt comunități de oameni corect. Strânse în jurul unor lideri mm-hmm. care îi păstoresc corect. Așa cum vor ei. Sau cum trebuie, mă rog. Depinde de criteriile acelui cult. Eu am fost în cultul baptist 7 ani de zile. Noi acum suntem o biserică non-denominațională de mai bine de 10 ani. Dacă te rog frumos să-mi explici ce înseamnă. Da. Pentru toată lumea. Ca da, să... corect. Noi știm foarte bine că denominațiunile sunt niște criterii pe care noi oamenii, cu bun augur, ni le-am creat. Unele ni s-a dat numele ăsta, spre exemplu, la baptiști, pentru că ei botezau oamenii adulți, au fost numiți baptiști, penticostalii de la Pentecost, de la Rusalii, sărbătoarea Rusalilor, ei pun accentul pe Duhul Sfânt și așa mai departe. Ei, nu sunt rele cultele, să nu ajungem acolo, da. Sunt bune, dar în dreptul meu și a ceea ce noi facem, respectăm cultele, colaborăm cu cultele și o predic în diferite culte, dar dincolo de religie e relația noastră cu Dumnezeu. Religie e doar cadrul, înțelegi? Esența este sau scopul religiei este să te conducă înspre Dumnezeu. Și atunci în contextul nostru contemporan, pentru că noi în societatea asta trăim, uitându-mă un pic și analizând contextul nostru, mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni
care văd în religie o piedică de a se apropia de Dumnezeu. Și vin și spun, a, păi tu ești așa, lasă, cunosc eu pe unul care e așa, nu mă duc la tine, a, tu ești așa, eu nu mă duc acolo. Și prin asta e o chestie care ne ajută. Ei, pentru mine, nu atât de mult o contat eticheta. Sticla tot goală rămâne, degeaba îi schimb eticheta. No. O contat esența. Și atunci esența, am zis, mă, esența e Hristos, e mântuirea lui Hristos, e Sfânta Scriptură, asta ne definește pe noi ca și creștini. De aceea, la momentul ăsta, ca să nu mai avem etichete, că sunt așa, că nu sunt așa, suntem non-denominațional. Este poate un concept mai nou pentru noi aici, dar adevărul este că, cel puțin în Europa și în state, cele mai mari, să zic, sau mai, cum să spun eu, mai mișcările care se mișcă cel mai mult sunt sau interdenominaționale, adică trec dincolo de niște granițe respective. Dar, repet, nu sunt antidenominațional. Da. 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 Am înțeles. Și de ce harvest? Înseamnă recolta, nu? Înseamnă recoltă, da. E o poveste mai lungă aici, chiar și o chestie, în fine, o situație ce s-a întâmplat în trecutul nostru. Ideea este că, să revin la întrebarea ta, da. În momentul în care un om simte chemarea asta din partea lui Dumnezeu, vocația asta, pasiunea asta pentru Dumnezeu, pentru biserică, pentru oameni, termină o școală teologică în general și vede că are oarecare prindere, adică prin cuvânt, văd că oamenii îl ascultă, văd că se întâmplă schimbări în viețile oamenilor, e clar că acolo încep să se formeze o grupare de oameni în jurul lui, care până la urmă așa se înființează o biserică. Acum, sunt biserici tradiționale care sunt de sute de ani, dar sunt și biserici noi, care eu cred că, așa cum și Sfânta Scriptură ne îndeamnă, important să le respectăm și pe alea vechi, dar important să vedem dacă putem, mai ales în zone unde poate nu sunt biserici sau sunt biserici care adresează oarecare nișă a populației sau o oarecare categorie socială, dar sunt biserici care, uite, cum a fost în cazul meu, pasiunea mea a fost, spre exemplu, pentru oameni care de obicei nu-i vezi în biserică. Fie oameni care au de-a face cu drogurile, cu băutura, cu anumite vicii, fie tineri care îs dezinteresați, nici măcar nu le pasă de Dumnezeu, de credință, dar nimeni nu a vorbit cu ei. Fie firisipitori, adică oameni care au fost în credință, au fost dezamăgiți de biserică, poate i-au călcat pe bec, au plecat și acum nu mai sunt primiți în biserici, dar ar vrea să se întoarcă. Diferite categorii de astfel de oameni care de obicei nu-i vezi în biserici și, interesant, nici nu poți să spui că există un interes din partea bisericii de a-i căuta. Ei, eu asta am avut pe inima mea, să-i caut pe oamenii ăștia și în direcția respectivă să mă duc. De aceea, pentru mine, ca să pot să am spectrul ăsta mai larg și ca să pot oarecum să dărâm și preconcepțiile cu care fiecare vine, de aceea ne-am declarat non-denominaționali și am ales numele ăsta. Numele ăsta a fost într-o conjunctură în care noi lucram în parteneriat, este adevărat, cu o mișcare de biserici Harvest, așa se numeau, care erau în întreaga lume și am zis, bun, hai să purtăm și noi numele ăsta. Și e un nume care are și o semnificație biblică. Da, dacă m-ai întreba acum, probabil că l-a schimbat într-un nume românesc, dar, repet, eu nu stau atât de mult în etichete și nume și în formalități. Esența e important. Forma trebuie mereu să se schimbe ca să poți să menții esența. Da. Spuneai de fiul risipitor, pentru el tăiem întotdeauna mierul cel mai gras, nu? Așa ar trebui. Așa ar trebui. Și vreau să-mi spui, ce simți, și sunt convins că ți s-a întâmplat, când te duci acasă după ce ai reușit să schimbi destine? Simți, păi asta e ceea ce oarecum mă ține și mă împinge în vocația pe care o am. Să vezi vieți schimbate, familii restaurate. Simți o satisfacție extraordinară. Pe de altă parte, simți o datorie de a te ruga pentru omul respectiv să rămână pe calea asta. Înțelegi? Pentru că e ca și un sevraj la cei cu drogurile care te trage înapoi. Ce să mai zic când știm că dincolo de noi, nu doar Dumnezeu există, ci există și partea cealaltă, da, lumea întunericului, care nu stau pasivi.
ea l-au pierdut pe ăla și acum vor să-l tragă înapoi. Și când știi că armele cu care noi luptăm nu sunt, adică rugăciunea, postul, stăpânirea de sine, multe lucruri de genul ăsta care nu vin din instinctul firii, care totdeauna e pe negativ, te rogi și speri ca persoana respectivă să fie acolo și încerci cumva să-i faci un fel de coaching în următoarele săptămâni. Ieri, spre exemplu, ieri dimineață m-am întâlnit cu un bărbat la vreo 50 ceva de ani. De mic taicăsul îmi zicea, vezi, geaca mea avea o geacă de un albastru închis. Uite, așa eram eu când eram mic. Taică mea mă bătea de numai. De atunci a dezvoltat un mecanism de respingere care se manifesta printr-un mecanism de a reacționa și de a... Oricine îi spunea, dacă îi făcea observații, el o lua ca o amenințare. Punea o întrebare, el o lua ca și o provocare. Și în permanență să dea. Și a ajuns praf. O vine la mine, zice, eu sunt praf. Nevastă mi-a zis că praf, copiii zic că praf, mi-e rușine de vecini, de toți, pentru că oricine vine și ăsta, eu tot pe ăsta. Ce să fac? E aici, deja, intri prin teren unde trebuie să vezi de unde a venit, cum a venit și începi să te rogi lui Dumnezeu să vezi cum Dumnezeu schimbă inima omului. Degeaba încerci să-i schimbi simptomele, să-i spun, fii mai bun, uite, când începe să vină mânie pe tine, numără până la 10. N-ai ce, că aia, din contră, sunt alte lucruri. Deci eu nu sunt un psiholog, dar lucrez oarecum și pe un domeniu al psihologiei, atâta doar că eu trec dincolo de psihologie și nu vreau ca să neg rolul psihologiei sau să-i denigrez, dar eu cred că omul e mai mult decât trup, mai mult decât chimic, mai mult decât moleculă, e și suflet, e și duh. Și atunci e ceva normal și logic ca trupului să-i dea anumite hrană, sufletul anumite hrană. Trupul îi dea anumit medicament, sufletul îi dea un alt fel de medicament. Și de aceea, oarecum, anumite cazuri în psihologie sau psihiatrie ajung la o anumită limită, pentru că nu totul se tratează doar cu un Xanax, Zoloft sau cu anumite metode. Și aici îmi place să văd că... Eu cred că este o ironie a sorții faptul că suntem definiți ca oameni mai mult de lucrurile non-cuantificabile din viața noastră. Cred eu. Te-am întrebat pentru că sunt convins că există o satisfacție enormă pe care o simți atunci când simți că ai schimbat, știi că ai schimbat destinul cuiva și l-ai ajutat să treacă peste anumite momente mai neplăcute sau și mai neplăcute, numai puțin neplăcute din viață. Și pentru că îmi spuneai de rugăciune, vreau să întreb. Eu spun niște întrebări ca cineva care vine din afară, știi? De multe ori încerc să mă transpun și în pielea celor care ne urmăresc. Toată lumea este la curent cu ceea ce discutăm. Este adevărat oare că rugăciunea, dacă este spusă de mai mulți oameni în același scop, este mai puternică decât dacă este făcută de o singură persoană? Mai să știi că există o formă de adevăr. Iisus spunea, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu voi fi acolo. Rugăciunea este ca și un front în lumea spirituală, înțelegi? Cu cât tu vii și mă ajuți să împing ușa asta sau bolovanul ăsta, cu atât e mai ușor pentru mine, la fel și acolo, cu cât se adună mai mulți, plus e foarte important și ce fel de oameni se roagă, da? Spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, da? Contează mult ce adaugi la rugăciune, spune Iisus la un moment dat, când e vorba de anumite duhuri, zice, ce soi de duhuri, nu este decât prin post și rugăciune. Adaugi și postul la rugăciune, deci, dar eu dacă ar fi să îndemn un lucru, tocmai asta e, măi, rugați-vă, oameni buni. Nu știi cum să o faci, întotdeauna zic, sunt trei S-uri. Simplu, sincer și specific. Simplu, vorbești cu Dumnezeu ca și când vorbești cu tatăl tău. Iisus, Petru îl întreba pe Iisus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus zice, Petre, când vă rugați să spuneți așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, înțelegi? E ceva aproape, e creatorul tău, e acel lângă tine, înțelegi? Să fie simplă, da? Sinceră. Cu Dumnezeu nu poți să mergi, îți vede inima, te citește ca pe o carte deschisă. Fii sincer cu El, chiar și atunci când treci prin frustrări. Azi dimineață vorbeam cu o mamă disperată și am spus, uite, vreau să mă rog cu tine, dar înainte de a te ruga, varsă-ți durerea ta înaintea Domnului. Doamne, de ce mi se face nedreptatea asta? De ce mă simt? De ce la momentul ăsta nu văd? Uite, ajută-mă, ești Dumnezeu drept, ești Dumnezeu sfânt. Nu există să nu pui tu punct la problema asta. Dumnezeu va pune punct.
varsă sub sincer și specific. De multe ori noi ne rugăm la general. Cu cât te rogi mai specific, cu atât și răspunsul mai specific. Spune în Iacov, într-o din scrierile Scripturii, voi n-aveți fiindcă nu cereți. Cereți și veți căpăta. Cere specific. Dar nu pentru poftele tale, da? Ci pentru nevoile tale. Da? Dumnezeu e acolo, ascultă. Sunt mai multe lucruri, dar e cel mai simplu mod în care omul poate să apeleze la Dumnezeu. Și dacă ești mut, poți să te rogi. Și dacă ești în spital, și dacă ești în pușcărie. Oriunde, o rugăciune poți să faci și poți să facă diferență. Da. Mai luăm un mesaj. Unul dintre cei mai verticali pastori, felicitări, ne scrie Marcelo Ionescu. Cristian, ai ajuns să-mi spui că ai putut să-ți îndeplinești în sfârșit visul de a-ți crea biserica. Cum ai reușit să aduni atâția oameni în jurul tău la această biserică Harvest? Este clar, ai carismă, este fără carismă, nu poți face ceea ce faci, pentru că oamenii trebuie să te placă, să aibă încredere în tine, dar totuși, într-un timp relativ scurt, ai strâns o comunitate mare de oameni în jurul tău. Meritul e clar că e al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cheamă și schimbă inimile. Adică, cum să spun, una e când ai o firmă și le promiți un salariu bun și anumite avantaje. Exact. Alta e când lucrezi într-o biserică unde tu lucrezi pe bază de voluntariat. Spune Iisus, cine vrea să vină, să vină după mine. Dar trebuie să-și ia crucea, să mă urmeze. Și știu că dacă vin acolo, nu vin numai să se distreze. Noi lucrăm la sufletul lor, da? Și sunt anumite lucruri, dar... Și pentru mine e o enigmă, înțelegi? O trăiesc din plin. Mă bucur lui Dumnezeu. Nu știu cât timp va fi harul ăsta, dar deocamdată este. Acum, sunt anumiți factori, dacă e să mă uit pe orizontală, probabil sunt anumiți factori care eu îi văd uitându-mă prin contrast la alte biserici pe care nu vreau deloc să le critic. Nu, asta e pur și simplu doar o paralelă, realitatea. Da. De ce unele biserici câștigă oameni, în special tineri, și altele nu. Și eu cred că e foarte important să ne uităm la modul în care Evanghelia în sine ne-a fost transmisă. Spune acolo, cuvântul s-a făcut trup, vorbind de Hristos, și a locuit între noi, plin de har și de adevăr. Dumnezeu, dacă vrea să aleagă cuvântul, putea să aleagă să-l facă înger, să-l facă, eu știu ce altă entitate, l-a făcut om, trup, ca noi. Și a locuit între noi, putea să-l pună să locuiască în templu, putea să-l pună în palate, putea să-l pună în pustie, putea să-l pună într-un schit undeva. Nu a locuit între noi, dar a locuit altfel, plin de har și de adevăr, de ceea ce aveam noi nevoie. Adică l-a făcut relevant, înțelegi? Pe limbajul oamenilor, pe limbajul nevoilor lor, să-l vadă, să-l pipuie, să poți să interacționezi cu el. Și asta a fost diferența pe care Iisus a făcut-o prin comparație cu farisei care se separau. Și eu cred că și biserica, principiul ăsta în engleză, incarnational principle, principiul întrupării, cred că ăsta e și rolul bisericii în societate. Noi suntem o biserică pe un stil contemporan. Mă, eu înțeleg că nu-i pe gustul tuturor. Dar eu cred că pentru omul de azi trebuie să-i vorbești nevoilor de azi, cu limbajul de azi, cu modul de a relaționa cu el astăzi. Nu vreau să critic alte feluri de liturghii sau așa mai departe, dar noi cântăm spre un stil contemporan, melodii care sunt biblice, care transmit mesaj, vedem că au efect. Când predic, încerc să-mi pregătesc predicile, cum ai zis și tu, mai din istorie, mai din filozofie, mai cu anumite chestii care țin de gramatică și pentru aia mai simpli și pentru cea mai complexi, dar mă pregătesc eu, 20 de ore lucrez pro predică, adică vreau să fiu sigur că duminica am ce să spun unui om care trece prin nevoia respectivă, iar când omul pleacă de acolo, să nu fie doar un discurs teoretic, filozofic sau teologic, ci omul să-și pună întrebarea, mă, totuși, ce să fac cu viața mea vis-a-vis de ceea ce am auzit? Pentru că dacă tu te uiți în Scripturi, rezultatul predicilor apostolilor și a lui Hristos erau exact asta. Fraților, ce să facem? Ceva trebuie să facem. De aceea mulțimile îl urmau și pe Hristos, că își dădeau seama că, mă, ceva trebuie să se schimbe în ei. Ei, eu asta încerc să provoc un răspuns din partea omului să se schimbe, nu de dragul meu, pentru că și eu sunt perfect și eu mă lupt cu ale mele, dar de dragul lui Hristos și a relației omului cu Dumnezeu. Și probabil că astăzi câțiva factori care oarecum
generează un oarecare interes, dar dincolo de asta se creează și un cadru de a te îngriji de oamenii ăștia. De aceea noi, pe lângă eu ca pastor, avem o echipă întreagă de consilieri, numim noi, adică oameni care, după mesajul meu, să zic, de duminică, unde am atins o problemă a depresiei. Vin 5-6 oameni, 10-15 și zic, măi, eu spraf, eu trec prin treaba asta, nu pot să mă las. Ce facem? Păi nu pot să mă duc, zic, hai bun, hai, vin, nu mă rog pentru tine, hai cu mine, hai să ne întâlnim. Și au oameni pregătiți în sensul ăsta, care iau pentru 8-10 săptămâni, se întâlnesc săptămânal cu ei, se roagă cu ei, se uită în scripturi, discută cu ei, dar merg cu ei, walk with them, merg cu ei prin valea umbrei și încetul cu încetul, pentru că de foarte multe ori trebuie să fie cineva lângă tine care să te ia de mână când tu nu mai poți să mergi. Și asta a făcut și Hristos, frumos, înțeles? S-a dus la fiul risipitor, tatăl l-a așteptat, s-a dus lângă ăla, i-a dat să mănânce, pe ăla de la Betesda l-a ridicat în sus, deci a fost acolo, nu doar i-a predicat. Și aici e probabil că asta e, că nu eu știu ce secret extraordinar, sunt niște principii biblice care sunt acolo. De adevărat, necesită muncă. Și, cam da, orice necesită muncă dacă vrei să ai succes, mă rog, aproape orice. Da. Cristi Bărbosu, un om special pentru mine, Cristi, ești un învingător, un luptător până la capăt, ne spune Butar Teodor Florin. Apropo, citindu-ți numele, mi-a venit acum ideea. Crezi că ai fost predestinat să faci asta având acest nume de la naștere? Măi, e o bună întrebare. Cristi creștin înseamnă, da, Cristian. Cristianos, da. Măi, ce să zic? Nu te cheamă și pe tine Sorin sau Gheorghe, exact, sau Mihai. Exact, exact. Exact, taman Cristian. Măi, probabil când o să ajungem să ne întâlnim cu cel care ne-a dat destinul, atunci putem să-l întrebăm. Mai așteptăm puțin. Exact, exact așa. Dar da, e o coincidență interesantă și, da, ce să zic, că vreau să cred că e așa. Da. Să răspund eu lui Buta Teodor și modest pe deasupra, pentru că la întrebare când trebuie să se laudă, dă vina în ghilimele pe Dumnezeu, Cristi Bărbosu. Apropo de relația cu Dumnezeu, crezi că un om poate fi credincios cu adevărat fără să participe la întâlnirile bisericii? Și mă refer aici la toate cultele care sunt. Poate să fie creștin și dacă este catolic, ortodox, neoprotestant, mă rog, și nu are o relație bună cu biserica, mă refer ca coș și comunitate, dar el în sinea lui poate să fie un credincios, bun, hai un să, bun creștin. Da, zic așa. Da, da. Întrebarea e foarte bună, să știi. Hai să o pun sub altă formă. Hai să dau un răspuns în două reprize. Unul la mână. Un credincios trebuie să fie un om informat, dedicat și asumat. Informat în sensul în care să se informeze de la sursă. De aceea eu vă îndemn, măi, aveți o scriptură acasă, dacă nu aveți, faceți-vă rost de ea, începeți să citiți, cât puteți voi să înțelegeți. Rugați-vă în același timp, Doamne, ajută-mă să înțeleg. De ce trebuie să te informezi? Nu prelua doar că așa a fost mama, tata, că așa mi-a zis. La mine, în biserică, eu le spun, măi, mergeți acasă, nu luați doar ce vă spun eu, verificați să vedeți, pentru că sunt destui care și manipulează cu scriptura, informat, dedicat, cu credința nu te poți juca. Adică nu poți să zici, da, cred în Dumnezeu, un fel de bonus dintre ăsta care când pic într-o groapă, hop, am nevoie de el, după care eu văd de treburile mele. Da, nu lasă, m-am descurcat, da. Exact. Trebuie să fii dedicat și asumat. Adică trebuie să-ți asumi că în relația ta cu Dumnezeu, la fel ca în orice altă relație, uite, relație de căsătorie, sunt niște beneficii, dar sunt și anumite responsabilități. Și acolo, pe linia responsabilităților, Dumnezeu a lăsat biserica să fie familia celor născuți în Hristos. Dumnezeu ne spune că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cei care l-au primit pe Hristos sunt copiii lui Dumnezeu. Adică cei care au credință în Hristos. Ei, un copil are o familie, un copil are un tată. Dumnezeu nu crește orfani. Și atunci cadrul în care Dumnezeu te crește este biserica. De ce? Pentru că acolo te învață, te corectează, te ajută când ești căzut, da? Te hrănește, te pune în postura de a te implica și cu alții. De aceea, cum să spun, dacă Dumnezeu ar fi vrut să fim doar niște creștini anonimi și independenți, n-ar fi creat biserica. Dar biserica nu este o construcție religioasă, n-a fost creată de un om. Hristos spune în Matei 16 în Evanghelie, eu voi zidi biserica mea.
da? De Rusalii, da. Când se coboră cu Duhul Sfânt, s-a născut biserica, voi a fost botezați într-un trup, asemenea biserica, asemenea cu un trup cu mai multe mădulare. Ei, tu nu poți să spui, eu vreau degetul, eu vreau să mă duc încolo, dar nu mă interesează. N-ai cum să trăiești fără trup. Nu pot să spun că nu poți să ai o anumită formă de credință și nu poți să o duci până la un anumit punct. Dar dacă tu chiar crezi în Dumnezeu și chiar vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, bănuiesc că ai interes să și ții cont de ceea ce Dumnezeu spune. Și Dumnezeu nu-ți cere atât de multe lucruri, dar își cere câteva care sunt de principiu. Și un lucru este, măi, orice creștin, ca orice copil trebuie să aibă familie și familia este biserica. Așa că caută-ți o biserică unde consider tu că îți vorbește Dumnezeu. Eu niciodată nu îndemn oamenii, mă mereți acolo sau mereți acolo. Dumnezeu vorbește multe feluri. Dumnezeu vorbește în diferite contexte. Caută-ți o biserică unde simți tu că sufletul tău de acolo este hrănit de Dumnezeu, că primești ceva pe linie verticală. Da. Mulțumesc, un nou mesaj. Cristi Rațiu ne spune, un Pavel al României, Domnul să-l binecuvânteze. Despre tine este vorba, sunt absolut convins. Media de vârstă, ești sub sau peste media de vârstă a comunității Harvest? Mai media de vârstă a comunității noastre e 32 de ani. Deci e clar, da. E sub. Eu am 54, da, da, da. Dar ce vreau 32 să zic... de ani, mai repetă, parcă nu vine să cred. Asta e media de vârstă a bisericii noastre, 32 de ani. Dar sunt și am fost și mă rog lui Dumnezeu să mă țină mereu cu ochii înspre generația care vine. De ce? Pentru că asta a fost una din cele mai mari probleme ale bisericii în decursul anilor. Tradiția care omoară, fosilizarea în tradiție. Corect. Aici eu cum să fac o diferență între tradiția care, cum să spun, toți avem o anumită tradiție, adică sunt lucruri, principii pe care le moștenim sănătoase. Și tradiționalism. Spunea Iaroslav Pelikan, un teolog luteran, spunea foarte fain, fii atent. Tradiția adevărată e credința vie a celor morți. Tradiționalismul e credința moartă a celor vii. Adică credința vie a celor morți. Adică înaintașii noștri, părinții biserici, un Martin Luther, un John Wesley, un Vasile cel Mare, un Augustin, da, care ne-au transmis niște valori pe care noi le luăm și le ducem. Problema e că din totdeauna religia transformă relația cu Dumnezeu în ceva searbăd, sec, formal, distant, mergi, faci niște chestii doar să le bifezi, să ai impresia că ești într-o relație, dar nu e mai relație. O transformă în tradiționalism și tradiționalismul cel care omoară inclusiv viața bisericii și a credinciosului. Pentru că găsești credincioși care sunt extraordinar de punctuale în tot ce fac, dar inima lor e extraordinar de plină de răutate, de ce vrei tu. E, aia nu e o viață transformată. De aceea eu mereu punctez omul spre relația lui cu Dumnezeu, care da, trebuie să aibă loc într-o anumită religie, mă refer creștină, dar mai important e relația decât religia. Caută, dacă religia devine un obstacol între tine și Dumnezeu, schimbă-ți religia. Eu așa zic. Poate că e o îndrăzneală, dar... Da, nu, de ce să fiu îndrăzneal? Ai făcut multe lucruri îndrăznețe în viața. Gândește-te că Iisus nu a fost crucificat de romani nici de greci, da. De oamenii religioși ai vremii, pentru că mereu vorbea despre diferența asta în religia moarte care omoară, slova care omoară și Duhul care dă viață. Și din invidie, nu l-a mai putut. Cuvântul care zidește. Felicitări pentru emisiune, Cristi, un om deosebit, ne spune Caba Samuel. Îl salutăm pe Sami. Cam trecut timpul alocat cât am zis că vorbim sau mă rog, cât am spus că vorbești pentru că vorbești foarte bine și cei care ne-au urmărit și ne urmăresc în continuare probabil că știu asta și s-au uitat să te vadă. Scuze, mai vine un mesaj. Și vă salut și eu și vă transmit aprecierile mele, Doamne ajută, Gabriel Ioan Vladu. Îl cunoști pe Ioan Vladu, pe Gabi Vladu? Este vorba de părintele ortodox Gabi Vladu, care a fost la mine în emisiune și care ne salută și transmite aprecierile și spune Doamne ajută. Doamne ajută. Elisabeta Stoica spune Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și părintele Vladu este un părinte puțin altfel decât știm majoritatea popilor, să spun așa, ortodox și este ieșit un pic outside the box. Este o persoană extraordinară. Bun.
Atât aș mai vrea să te întreb, dar nu aș vrea să lungesc prea tare, că aș vrea să-mi spună cei de la care se uită, mă, de ce nu mai stă un pic cu Cristi Barbosu decât să spună, gata, hai terminați odată. Uh-huh. Vreau să-mi promis că dacă te mai chem o să mai vii la emisiune, pentru că am avut parte de o discuție foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Dacă ne lasă Cristi să... Cristi ne lasă, pentru că și el e tot cristian, așa că... E așa poate, tăcut acolo, știi, are, în spatele camerei, e așa tăcut. Are și el o menire și încă nu știe de ea. Felicitări pentru emisiune, ne spune Ionel Botaș. Vor mai curge mesajele, pentru că emisiunea fiind acum live, dar după aceea rămânând pe Facebook, mulți nu-și vor da seama că este în reluare. Îi salutăm și pe ei. Și îi salutăm pe toți cei care se vor uita la emisiune. Vreau să spun că aș vrea să te mai invit să discutăm mai mult puțin despre partea istorică, uh-huh, pe care o introduci, uh-huh, în predici, era să spun discursurile tale în predici, pentru că eu, ca un tip fascinat și pasionat de istorie, am regăsit în ceea ce spui. Îți spun sincer, m-am uitat la început puțin, zic, hai să văd despre ce-i vorba, cum vorbește Cristian, așa, și am rămas, am ascultat mai multe și spui lucruri din istorie pe care foarte puțin le știu și am rămas mirat. Zic, uite, știe și asta, știe și asta, știe și asta și cu date exacte, deci se vede că ai aprofundat istoria puțin. Da, îmi place și dintotdeauna a fost pasiunea mea din punctul ăsta de vedere, corect. Vorbești așa de acasă, de niște lucruri puțin cunoscute, încât mi-ai trezit interesul, dar nu era acum locul și momentul să discutăm despre istorie, unde aia te-am chemat. Vreau să fie o discuție relaxantă și oamenii să știe cum a ajuns Cristi Barbosu de pe ulițele, dacă mă aud de prietenul meu din Curtici, da, Daniel, da, da. Spun că spun ulițele din Curtici, dar... Cu labiță din Curtici, da. Corect. Până la a face 11 ani sau câți ai făcut de școală în Statele Unite și a conduce o biserică cum este Harvest, care este o, nu pot spun dita mai, o operă de artă în sine, ca și construcție și ca și tot ce înseamnă acolo. Mulțumim lui Dumnezeu! Cristian, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta la emisiune. Și eu îți mulțumesc și doar un cuvânt. Dacă Dumnezeu vă ajuta să aveți 100-a emisiune... Dumnezeu să vă dea înțelepciune în continuare și oameni faini cu povești interesante. Exact, da? Cum a spus. Și ție să-ți dea călăuzire în direcția asta, să poți aduci și o latură pozitivă, încurajatoare, chiar și spirituală în jurnalism, pentru că adevărul e prea multă critică și răutate și suspiciuni și comploturi. Exact. Hai să vorbim de lucruri bune, pentru exact. Că sunt multe lucruri bune și frumoase, mai ales... și lucruri verticale. Așa că la mulți ani cu cea de-a 100-a emisiune și îți cu Dumnezeu înainte. Îți mulțumesc frumos, Doamne ajută! Dragi prieteni, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi și în această săptămână. Ne vedem cu drag peste încă una. Până atunci, stați sănătoși! V-am pupat! Compania de transport public Arad anunță publicul călător că începând cu data de 18 martie 2024, din cauza unor lucrări de mentenanță la rețeaua de transport, se suspendă circulația tramvaielor pe tronsonul Renașterii, Vladimirescu, Gheorog și Retur. Urmare acestui fapt vor avea loc următoarele modificări. Tramvaiele de pe liniile 9, 10, 11, 12 vor circula până la stația Renașterii, de unde pe tronsonul Renașterii Vladimirescu-Gheorog călătorii vor fi preluați de autobuze care vor opri în vecinătatea stațiilor de tramvai, ne informează CTP Arad. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept,
științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează.